Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare bă băieți, bine vaccinaților, la un nou episod de CSGO Hacking. Suntem din nou pe acel cont pe care trebuie să-l banăm, bă băieți, avem un obiectiv stabilit să banăm acest cont. Primul episod a fost acela, când am dat rage în două meciuri. În episodul ăsta nu știu dacă o să dau rage, în orice caz știți că vreau să vă peste 100 scor ca să încercăm să intrăm la Overwatch, nu știu, să iau reporturi, să fac faze obvious, chestii de astea, să vedem dacă ne luăm bani. Sunt alături de Iliuță și de Andu, ziceți ceva, mă băieți. Sunt doi băieți pe lung. Mamă, doi băieți pe lung, fain ce fal asta. Și da, bă băieți, din câte ați văzut din titlu, mă rog, nu știu dacă ați văzut din titlu, dar o să vă zic eu chiar în acest moment, bă băieți, mi-am lansat config de legit pentru Neverlust, bă băieți, o să-l aveți acolo pe market, o să vă las și link în descriere. Joc chiar în momentul de vază cu el, chiar m-am chinuit să fac configul ăsta și am făcut gen să fie un config de legit și să aibă și semi-rage integrat în el. Semi-rage-ul e pus pe binduri, de exemplu dacă aveți pistolul în mână și dați pe NAM pe Dunu, vi s-a activat backtrack-ul de 200 și FOV-ul de 2.8. Și na, vă mai puteți modifica voi chestii pe el sau nu știu, uite, de exemplu la AK-47, dacă aveți AK-ul în mână și dați pe NAM pe Dunu, vi s-a activat backtrack, FOV și smut-ul vi s-a dat mai mic, smut-ul normal la AK, nu mai știu, e destul de mare oricum. Și așa vă puneți smut-ul mai mic ca să se ducă ținta mai repede. Deci practic n-am, nu știu, am stat să fac și binduri la configul ăsta, am pus skin-uri pe câte arme am putut și cred că am pus aproape pe fiecare armă skin-uri, dacă nu mă înșel. Da, și probabil că ați văzut din titlul ăsta, am vrut să vă spun acum ce părerea mea că Neverlust s-a făcut public. Adică acum oricine poate să cumpere Neverlust, nu știu câți dintre voi știați, dar înainte Neverlust era cu invitații. Dacă n-aveai invitație în cod, nu puteai să îl cumperi și na, trebuia să faci rost de invitații ori de la un prieten, ori de la, nu știu, de la un user care avea Neverlust, sau ori puteai să cumperi, dar erau șanse să ți iei bani, pentru că n-a, știți cum e cu cumpăratul invitațiilor. Ultimul pe short, lăsați-mi mie, vă rog, că vreau să fac mai multe kill-uri. Ho copile, lasă-mi mie kill-ul de pe short, te rog, mult de tot, manule, burlanule. E, ho copile, fratea. Și am dat aici, bă băieți, bă, vreau să fac peste 100 scor, așa că trebuie să mă lăsați, băieți, mă rog, 100 scor, fac și eu măcar 40 de kill-uri acolo, să fie obvious. Aș vrea să-mi iau scout-ul, fiți atenți, bă băieți, ce facem în asta, mi-au scout-ul, n-am pe Dunu, să vă arăt cam cum e, hai să vă arăt prima dată cum trage scout-ul fără setările de semi-rage, ca să vă dați seama cum e cu semi-rage-ul, cum e cu... Astea până și pe Deagle cred că am pus semi-rage, mamă, uitați-vă și voi câte de astea am pus pe Deagle, e nebun la cap. De fapt, da, nu, am făcut eu o chestie greșită și de-aia apar atâtea binduri aici pe Deagle, dar în fine, o să încerc să rezolv chestia aia, nu e mare greșeală, adică, de uite, cam așa merge, deci nu l-am nimerit, ați văzut, puii mei mai legit, trebuia să țin ținta pe el și uitați-vă cu configul de semi-rage, s-a dus ținta direct pe el și... M-a omorât cu configul de semi-rage. Ia uitați-vă, băieți. Nu, coaie, n-am făcut ceva bine, stai numai un pic. Nu. Gata, mă, băieți, am rezolvat problema. Era o problemă la scout, acum am văzut și eu că nu... mă, ce ți-a dat-o ăla, Iliucă? Gata, bă, băieți, jucăm cu semi-rage-ul, acum sunteți nebun la cap, nu se poate așa ceva, deci chiar că nu se poate. Hai, mă, băieți, să vedem scout, bam. Ideea e că hitbox-urile nu se pot pune pe keybind, asta e faza, și aveam și FOV un pic mai mic și mai aveam încă o chestie activată pe care am dezactivat-o acum la bind, acolo, disable aim butif, asta e, așa, disable aim butif. Na, pui mei, mai trebuie lucrat oricum la config, oricum update-uri o să se facă, o să vreau să fac update-ul cel puțin vreo 2-3 update-uri pe săptămână, să mai adaug chestii, să mai se îmbunătățească chestii. Momentan config-ul, vă dați, mai prima zi în care am făcut config-ul, probabil că sunt multe chestii pe care ar trebui să le îmbunătățesc. Hai să vedem, bă băieți, mamă, nu i-a tras la prin smoke, dar ar trebui să-i tragă dacă nu mă înșel, asta să-mi pisătăm. Coaie, ești terminat, ho copile? Ia să ne, bă băieți. Ba, nu am activat semi-rage-ul, stați-mă un pic, acum mi-am activat semi-rage-ul, ia să vedem, bă băieți. Altceva, sunteți nebun la cap, altceva, merge țipla acum, hai broadere. Ați văzut, bă băieți, semi-rage-ul și de pe o simplă apăsare de tastă l-ați putut dezactiva și nu mai aveți semi-rage. Acum, nu știu dacă am mai văzut configuri de genul pe marketplace, gen în care să-ți activeze semi-rage-ul la buton. Are configurat pe orice armă chestia asta, până și pe AVP, și pe AVP cred că e cea mai șmecheră chestie. Mamă, care tastează în halul ăsta să-și oprească microfonul, coaie? Andule, tu tastezi, mă, așa? Ce, frate, nu? Iliu, că tu, da, hai că nu tu dacă e ceva. Ilie, frate, Ilie, că tu tastezi? Nu, eu nu. Păi n-are cine, adică, altcineva, nu știu, coaie? Eu n-am... Eu am microfonul oscilat de... N-ai nici tu tastatura mecanică, n-ai nici tu tastatura, hai să ne cu semi-rage-ul, băieți, mamă ce hit i-am dat, ce backtrack să mă bat, mamă bu băieți, ia, mamă bu băieți, deci vedeți că trage super bine pe semi-rage dacă vreți să dați, acum config de HVA și nu mi-am făcut încă și nici nu știu dacă o să-mi fac, că nu le am eu cu chestiile astea, mamă, i-am dat hit la ăla, așa, deja stau în bază. Gata, s-au dat bătuți. Mamă, Darius, se lasă și mie kill-uri cu aia, că pe contul ăla pe care vreau să-l banez, să moară Jaxi. Dați-mi și mie report la contul ăsta. Chiar sunt curios dacă mi-au bani, dacă îmi dați și voi report, să-ți nebun la cap. Ia, mulți am dat. Da, cu aia, dați-mi report, bă, grame ești. A? Ce-a făcut? I-ai dat la Darius? Na, mi-ești mai prost. Hai să vedem un rush pe long, bă, băieți, cu configul de semi-rage. Nu o dă nimeni rush. Chiar vreau să vă, mă, băieți, vreau să fac scor destul de măricel, așa, ca să vedem Darius să moară Jaxi. A, ăștia sunt bază. Ok, am dat hit. Bam, unul mort.
Bă, dar de ce le dă BAME în pui mie? Asta mă enervează, că le dă BAME cu aia. Mamă, bravo mă băieți, mamă, Darius, se simt să-mi las și mie cu aia. Niște kill-uri ai făcut MVP 3 runde la rând să mă bată tata cu aia. Eh, aia e, mergi mai prost băieți. Oh, hai să vedem pe AVP, zic că nu mai știu ce stări am făcut pe AVP, asta e un pic să vedem. Smooth 0, FOV 10, bine, bine băieți, hai că s-ar putea să fie prea OP cu AVP-ul. Pentru că oricum AVP-ul e one shot, one kill, oriunde e, pare, oriunde e, da, pe orice zona e. Da, bye 2, bă băieți, mi-am deschis alături de doar 22, probabil că știți de pe live-ul trecut. Mi-am răspuns, doamne, mi-am deschis alături de doar 22, bă băieți, un server de hack versus, aveți link în descriere, mă rog, link cu IP-ul în descriere, dacă vreți să jucați acolo alături de mine și de Eddie. Am intrat și azi acolo, am vorbit cu voi, a fost Caterinca nebună, maximă, mamă, hai că... Hai, bossule, dă-i pic trăiți-ar familia. Ba, am unul mort, doi morți. Mamă, ce le dau aici, nebun la cap. Deci nici n-am nicio treabă. Bine, pe contul ăsta chiar că nu-mi pasă dacă mi-au sau nu ban. 11 cu 1 momentan. Hai că faceți noi un scor de la nebun de 30 cu 1 măcar. Să vedem așa ca de control, băieți. Bă, dar ăștia nu joacă cu aia. La ce rancuri jucăm? Că aveți rancuri măricele aici, nebun la cap. Aveți rancuri. Băi, cu aia, lasă-mă pe mine, futu-ți gura, mătii, că ți-ai kick, Darius, să mă bată tata. Ăsta e prea terminat, dar eu să mă bată tata. Dăraș pe toți, hai brother, hai că îi dau prin ușa la asta, băieți. Hopa, pong. Hai să vedem, bă băieți, mamă, dacă vine OnePlu și vede chestia asta, să mă bată tata. One. Eu sunt de părere că ăștia au cod, dar nu s-au enervat. Zici tu? E frică. Băi, da, nu știu ce să zic, eu cred că suntem la tras sector bun. Ce, te-a știut sau ce? Da. Bă, nu știu ce să zic cu aia, eu zic că n-au coduri totuși cu aia. Poate am dat și noi la tras sector bun și n-au coduri. Bine, hai mă că trage bine ăsta de semiric, ești nebun la cap. Bine, 3 kill-uri, băieți. Hai mă că dă bine rău de tot config-ul de semiric. Hai să le iau și pe băiatul ăsta de aici. Dă-te bă, brodere. Dă-te bă, brodere, băi. Ia uite-l pe Lil Cagulă Zedo. Bine, mamă, i-am dat în picior cu aia. Zbura sânge din talpă, ești nebun la cap. Uite-l și pe ultimul și vreau și o să dau un ace. Vreau, măi, cu aia mi-a furat Zedo ace-ul de sub nas, băieți. 3 MVP-uri, 16 cu 1, frumos un scor ca atare. Hai să luăm și AK-ul la AK, nu am băgat smooth-ul chiar pe 0, deși aș vrea să-l bag pe 0, că până la urmă se mirege asta. Înseamnă am smooth 15 și FOV 4, oricum e destul de OP, adică e mai OP decât config-ul normal care are FOV-ul sub 1. Dar na, pui mie, asta depinde doar de voi, dacă vă enervează echipa adversă, asta e o chestie despre șmecheră. Dacă vă enervează inamici, ați apăsat pe o tastă și puteți să dați semirege. Acum setările la semirege puteți să vi le mai adaptați și voi cum vreți, dacă știți, dacă nu știți, oricum eu zic că sunt decente momentan. Oricum o să mai fac update-uri dacă mie mi se pare ceva dubios la setări sau cum mi se pare că ceva nu-i destul de bine făcut, oricum o să repar chestia aia. Deja doi s-a fecat în bază, unul își schimb armele, unul mort. Deci vedeți la... A, by the way, am uitat să vă spun și pe... N-am pe 2. Aveți... cum ar veni chestii care să vă ajute, cum ar fi no recoil și chestii astea. Și le-am adaptat pentru fiecare armă, la modul că la AVP n-o să ai no recoil dacă apeși pe N-am pe 2. Dar, uite, la AK, la armele astea, la M4, la de la SMG-uri, la chestii astea am pus pe N-am pe 2, cum ar veni assist-ul. Adică să vă ajute... Când trageți, să facă recoil-ul pentru voi, dar am zis să o pun la buton pentru că poate nu toată lumea vrea să joace cu nou recoil, poate unii știu să facă spray-ul și singur șans că nu are rost să pună nou recoil la toate armele. Și nu neapărat, adică e nou recoil la toate armele care n-a, sunt automate, dar l-am pus la tastă. Mamă, au dat băieții timeout, gata, aici nebun. Bă, dar de ce au dat timeout? Ia, mă învârt băieți, nu mă învârt încă, hai să băgăm și un pic config-ul Eddie22, chiar îți curios ce zic, oamenii ăștia aici nebun la cap. Gata, Andu, de ce ai ieșit mă, Manule? De ce ai dat lift? Ia spune-mi, spune-mi tu mie, Manule, spune-mi de ce ai dat lib. Carte nevăluzul public. Da? Bă, vezi că mi-am băgat HV-așul cu aia, să le dau un pic să vă ce reacția au, să nu vă băgați și voi. Adică bine, Darius, să tu nu-ți bagi pe contul ăsta oricum. Ce mai ai făcut global? Ai făcut global? Fătu-te în gură. A, e pe wingman ăla, sau? Da, cu e pe wingman. Nu-ți băga spin cu aia, că n-are rost, vreau să-mi bag, să văd dacă mi-au overwatch sau ceva. Chiar vreau să banez contul ăsta, dar nu vrea Valve să mă baneze cu aia. Ia dați-mă, dă-te. Hai mă băieți să vedem dacă ne-am băgat setările. Ia lasă-mă pe mine să dau pe ăsta. Bă, gamia. Și hai mă băieți, hai să vedem dacă ne-am activat spin-ul. Dacă ne luăm overwatch, aparent ne-am activat spin-ul, bă băieți. Nu știu acum dacă Gabe n-o să ia vreo, nu știu, vreo măsură împotriva mea. Că am jucat și meciurile alea două de acum aproape o săptămână, episodul postat pe YouTube, și am jucat de am rupt cu Rage-ul și în momentan nu avem bani. 3 kill-uri frumoase așa ca la carte, 21 cu 1 scor. 48, nu o să ajung la 100 meci ăsta sau nici nu știu, cred că, dar nici dacă fac 5 kill-uri pe rundă nu cred că mai ajung la 100. Hai să stau o chem pe mid, că am văzut că băieții se duc pe beige, nebun la cap, așa dați-mi și eu mid-ul, ești nebun. Iliu, să tu ce mai zici, Manule? Nu mai zic mare nimica, zici, vorbești în continuu. Păi zici tu ceva, Manule, ca să nu mai vorbesc în continuu, ești nebun la cap. Ce vrei să zic, povestește la băieții. Hai să nu le povestim, Iliu, că aia ești nebun la cap. Uite pe ăla coaie cu scout-ul pe mid, bă, gamiaș. Uite coaie, nu trage Neverluzul. Băi coaie, așa, trebuie să stau pe Crouch ca să tragă Neverluzul, băieți. Deci vedeți aici. Deci cheat de cheat, trebuie să stați pe Crouch ca Nabi, ca Silvery, ca să mama Andule, ce farmezi tu kill-urile aici, nebun la cap, ai bă, brodere. Bam, one tap și tot am doua luat
MVP-ul, dar nu-i problemă, băieți. Ideea e că mi-am băgat spin-ul în meci, deci ar trebui teoretic, mi-a dat și echipa mea report, mi-au dat și ăia alți de la ei 100% report, ar trebui teoretic să intru la Overwatch. Acum asta rămâne de văzut. Nu știu, Liuca, ce zici, o să intru la Overwatch, să luăm și un AK? Ce zici, o să intru? Nici eu nu cred, sincer, dar o să vedem. A zis ăla Don Cără și omul pare destul de informat. Eu nu stau să mă informez toată ziua despre chestii de astea. Eu prefer să le testez. Eu prefer să le testez. Dacă mi-au bani, bine. Dacă nu mi-am luat bani, înseamnă că nu merge. Da, na, ok. Autobanii hapuni. Uite-l pe Darius, coaie, și-a băgat Easy Frex-ul ăsta. Mamă, ce buguite-s vizualele, bă. Gamea și piciorul în matchmaking, băieți. A scos Gaben. Mamă, ce one-tap am dat. Eu și Scream ce mai dăm one-tap-uri de astea. Lăsați-mi mie pe ultimul de pe B, vă rog eu frumos, să fac și eu un MVP runda asta. Hai, brodere, bam, și l-am omorât și pe ultimul. Hai să ne mai dezactivăm Rage-ul, sunteți nebun la cap, că deja parcă doar cu Rage-ul. Și aș vrea să mai bag un skin. By the way, nu știu dacă v-am zis, dar aveți skin pe aproape orice armă. Da, cred că v-am zis 100% că eu de obicei cu skin-urile și cu design-ul la cheat chiar știți ce zic, chiar, na, sunt destul de atent. Stați mai un pic, băieți, un M9 baionet să mă bată tata cu aia. Nu, bă, uite, M9 baionet, băgăm un M9 baionet Marble Fate, că la știu că îi plăcea lui Liuca, mă, înșeli Liuca sau chiar așa e? M9 Marble Fate, da. Da, îți plăcea la nebunie, ești nebun la cap, erai așa cu el. Așa era, ești nebun la cap. Am jucat cu V3 Crack și nu am luat VAC, lol. Da, dar nu știu, mă, frate, nu știu ce a fost cu VAC wave-ul ăsta sau dacă trebuia să fie vreun VAC wave, dar na. Hai, mă, băieți, un head. Mamă, mi-a sărit în față. Cred că l-am omorât și pe a meu. Ba, nu l-am omorât pe a meu, ești nebun la cap. Hai, bosule, cu AVP-ul tău, luați iași. Mamă, 3 kill-uri, băieți, 3 kill-uri. Eu și Jaxi TV, ce mai faci în astea? Jaxi televizor, băieți. Da, mă, repede să dau aici un plant, ești nebun să mai fac și eu scor. Ultimul, bă, să știi că nu-l văd. Chiar nu știu unde e. Mamă, te-a rupt în două. Ia fiți înțelegi, mă, băieți, să vedeți aici ce topus pe joc. Ia fiți înțelegi, facem un bunny hop frumos. Bam. Unde-i coaia asta? Ești nebun că nici eu nu mai văd. Hello, my friend. Poate vezi că dă difuză. Băi, coaia, unde a dispărut? Pe el, uite-l, ba, l-am văzut. Bă, băieți, hai să mergem la șpiel, sunteți nebun la casă, că vreau să-l trolez un pic. Lasă să vină să dea defuse. Hai, brother, vrei să dai defuse sau... Stai că-s curios dacă vine să dea defuse. Da, nu cred. Dar nu mai are timp. Ba, hai, vino. Hai, brother, să-ți o dau! Na, i-am dat cuțit, am făcut. Faci mai mult scor dacă dai cuțit sau care e faza? Sau doar bani primești mai mult? Chiar nu știu, n-am văzut niciodată din la chestia asta. Doar bani. Vărul, mamă, păi-s bun și banii, manu, le-am 16.000, ești nebun la cap. Hai să mai luăm un AVP să dau un pic nebun de ăla cu 200 backtrack. Nu înțeleg de ce n-am schimb pe AVP, pot să știu? Am AVP Asimov, în inventar nu l-am selectat sau ce pistulicea mea? Era doar Replace for City. E, băieți, mergi mai prost. Dar repede, dăm un pic pe mid cu backtrack-ul la 200. Ba, mamă, nu i-am dat-o cu aia și aveam... E! Nu i-am dat, mă, ești nebun la cap. Dar stai un pic, disable aim butif. Ba, l-am activat, înseamnă că nu l-a prins în area lui de backtrack. Să fiți de necaz, băi. Cine a venit, mă, Anarhi, tu ești, manule? Vin next, manule. Vin next la un match, brother. Ia să vedem. Ba, unul mort. Tu ai jucat, nu mai știu dacă ai jucat pe episodul trecut pe contul ăsta, de trebuie eu să-l banez, de mă chinui să-l banez aici, aici nebun și nu-mi iau bani și le dau prea obvious. Și pe contul meu, cu aia am jucat și eu câteva meciuri mai obvious, gata, mi-a dat Valve cu banul în cap, ești nebun la cap. Și pe contul ăsta chiar vreau să-l banez, fac kill-uri, nu mai head, nu mai de toate și nu pasă nimănui, ești nebun la cap. Păi îl fac așa în... Dacă stai să o luăm așa, păi îl fac rank mare și după aia îl vând mai scump, ești nebun la cap, fac afaceri cu conturi cu aia. A devenit CS-ul cea mai bună afacere, ești nebun la cap, iei un cont cu rank 21. Da, frate, nu mai da, faci. Cu aia, iei un cont cu rank 21. Că a făcut Andy Popescu. E, lasă-mă, mane, că cu afacerile mele cu conturile întreg pe Andy Popescu, ești nebun la cap. Pe Andy Popescu copil mic pe lângă mine cu aia, vrei să te mint? Dacă ți-aș propune o afacere, îi face cu mine. Bineînțeles. Ce fel de afacere? Andy Popescu investește 1 milion de euro. În Bitcoin. În Bitcoin, iau zilul ăsta. Ce zici, băi, Iliuț, a investit Andy Popescu în Bitcoin? Da. Da? Zici tu că toată averea lua Andy Popescu și toate mașinile 6 și le-a luat toate Bitcoin? Da, mă. Da, mă. 3-6 cu 1. Acum mă, să-și cu taxul banii, ne simțiți. Bă, nu știu, eu știu că au avut terenuri, nu banii neapărat. Pământuri. Bine, au avut terenuri cu vipere. Pământuri, el și Becali, cu pământurile. Bă, tu știi câte terenuri a avut, nu, măsa. Nu știu că a avut terenuri în valoare de vreo 30 de milioane de euro. Da, mă, dă-l în zlobul ăsta, căcat. Ei, ce mă cu el, mane? Are și el bani, ești nebun la cap. Ce păi, dar să mai dea și la noi, mă. De ce să dea și la noi? Tu ai muncit-o pentru alea, pentru terenurile alea, sau care e faza? Da. Când ai muncit? Bat oameni pe străzi și... Na. Bă, liniște, manule. Bă, Raule, da. Știi că i-am comentat eu poza aia lui Cobra Tate, că cu da, țepele da, și nu știu da, ce. Da, și ce a zis? Mi-a răspuns unul la comentarii și zicea el că... Dacă sunt eu convins și nu știu ce, că el are o grămadă de bani și că sigur n-ar face asta și i-am zis că mai rămâne surprins. Și știi ce mi-a răspuns cu aia? Uite, exact așa. Ce zi-a răspuns, manule? Păi, a, în chat pe CS?
39 cu 1, hai că face și noi scor 100, băieți, ca să banam contul. Lăsați-mi și mie, bă, lăsați-mi și mie. Uite ce a scris. Bă, băieți, stați un pic, lăsați-mi mie ultimele kill-uri acum din ultima rundă să fac scor 100. Că fac scor fix 100 dacă fac 5 kill-uri acum, vă rog eu mult de tot. Lăsați-mi kill-urile în ultima rundă să fac și eu scor 100, băieți, nu mă dezamăgiți. Păi doresc să te cuspim botul și ați scaur. Bineînțeles, mamă, primesc notificări că spar telefonul. Ci, de unde primesc notificări? Spuneți-mi, vă rog, a, de pe telefonul lui Andreea. Păi îl sparg, ești nebun la cap. Dau cu el de pămin. Dați așa, Eduard, o joia, lăsați-mă mă pe mine cu regiu, vă rog eu frumos. Să fac și eu scor 100 ca să-mi banez contul ăsta cât mai repede. Dați-mi bază, băieți, că dau eu așa. Hai mă, băieți, veniți în coace, tu vă îngit, unul mort. Hai, brodere. Doi morți, perfect, scor 94. Așa, hai, 3 kill-uri, 4 kill-uri, hai, brodere, tu de pe ăsta și am făcut scor fix 100. Gata, bă, băieți, GG și am făcut scor 100 exact cum e scopul acestei serii, să facem scor 100 în fiecare meci. Bine, celelalte meciuri am spus, am făcut scor vreo 120, da, și scor 100 e bun, adică, ce MG, a luat MG cu aia? Da, mai jucăm da, cu aia, avea global, da, bineînțeles că mai jucăm, brodere, mamă, ăsta avea, acum avut, avea... Îi scosese rank-ul cu aia. Have fun with you, Vagban. Bă, chiar aș vrea să-mi iau Vagban, băieți, dar uitați-vă și voi aici astăzi, nebun la cap, wait, matches. Ultimele 3 meciuri de pe Conquerors sunt jucate de băiatul ăla care, de la care am cumpărat contul. Primul, scor 120, al doilea, scor 122, al treilea, scor 100. Momentan niciun ban. Hai să vedem, bă, băieți, dăm aici un invite la băieții cu care am jucat mai înainte și mai jucăm un meci, să vedem. Casa Blanca, stai așa că de 2 metri onor. Da, bă, băieți, cine a găsit și cel de-al doilea meci după vreo un sfert de oră de așteptare? Aia e, bă, băieți, meci mai prost. Aparent am dat de niște oameni care s-ar putea să fie români și unul dintre ei are AI din Rusia, cu aia scrie că e din... Mamă, level 111, ăsta e profil de la decodat nebun, ca lui Don din România. Salut, ce sugezi? E ruși, mă, nu cred că sunt români. Dragilor, ar fi tare să fie un meci de Hack vs. Hack, având în vedere că are game sense, dar o să-i oftic eu un pic, o să le dau niște tapuri la început și după aia probabil că o să-și bage și ei spin-ul, adică nu știu dacă... Dar stai mă, care game sense și unul de la noi? A, ce mă, Anarhi, ți-ai băgat și tu game sense-ul, manule? Nu că ăla e Darius. Da mă, știu, aia e Darius, în fine. Hai să vedem, bă, băieți, mama, a murit Dariusica, băieți, a murit Dariusica, hai să dăm un pic de rush pe ei, să vedem numai dacă dau obvious, un cap, i-am dat ăla din junglă. Hai mă, brosule, dăm și tu, hai mă, coaie, că le iau pe ăsta și după aia one tap. Uuu, le-am dat-o la 2, bine, hai că le iau și eu pe ultimul, dar trebuie. Eu uite, coaie, mai sunt 2 în viață aici, nebun, la cap are pe 2000, pe ăsta, pe 250 în prima rundă. Trebuie să fii ratat și să ai ceva pe creier să-ți iei pe 2000, pe 250 în prima rundă. Ăla, ori narul ăla are de un pic de tapuri așa, bă, băieți, hai să vedem dacă mă știe. Da, are hack, da, are hack, tu zgura, mă, tine. Are hack, mă aștepta el pe mine, așa scrie sit în jură, în jură, așa, andule, ca să se oftice să-și bage HVH-ul. O să-l... A, ultimul e pe rampă. Gata, bă, băieți, 4 kill-uri în prima rundă, frumos, rău de tot. Hai să vedem dacă... Mamă, ce le zic cu unul, băieții, mamă, ai așa, mamă, băieții, ufticăm. Hai, chiar o curios dacă își bagă spinul, dacă are tupă să bage HVH pe contul ăla, deși nu prea cred că o să-și bage el config-ul de HVH pe... Mamă, coaie! Eu acum văd! Tu vezi câte medalii are ăla? Are 3 pagini de medalii, ești prost la cap. Bă, 3 pagini de medalii, coaie, ăla nu își bagă, nu cred că își bagă skit-ul, ești nebun, nu cred că are tupă pe contul ăsta. Adică chiar nu știu, bă, băieți, să rămână de văzut acum. Poate un semi-rage, așa, mai își bagă, dar... Spinul nu cred că și-l bagă, unul mort. Nu, cred că și-l bagă coaie, ești nebun la cap. Ok, 2 morți, mamă, nice wallhack, deja mă simt acuzat. 3 morți. Eu oricum, ești nebun, dau semi-rage direct, eu chiar vreau să banez contul ăsta. 4 morți, mamă, deja 2 runde, 4, 8 kill-uri în 2 runde, ești nebun la cap, bine. Chiar faci recordul. Am făcut și, ce Magic Bullet-ul ăla? Am făcut achievement pe contul ăsta, Magic Bullet. Ce trebuie să faci ca să ai achievement-ul ăla? Chiar habar n-am. Hai să luăm și un deagle, să le dăm tapuri. Mamă, Iliucă, urât, manule, urât, nepoliticos și urât. Nice cheat. Uite că e pe Raul, ce ping are nouă. Am ping nouă, băieți, eu hosta serverul pe PC-ul ăla de pe dulap. Secunda. Ofciți, hai că ofciți dacă e ceva aici, nebun. Hai mă, brodere, bagă-ți pinul. Hai, vreau să-mi iau și un one tap să văd. Vreau să fiu mândru că mi-am... Ce vorbeam cu aia aici, nebun, la cam mi-am luat mare one tap, deși nu cred că și-a băgat codul. Eu trebuie game sense, tu ce le dă. Tu l-ai luat? Nicușor 7 green. Coaie, tu ai făcut grupul ăla acum? Nu, cu ei din cu ei de la OTC. Ah, de la OTC. Dar grupul ăla există că eu chiar aș vrea să fac mamă, ce am dat-o ăla prin smoke să mă bată, dar ai 2 kill-uri prin smoke, băi, 2 kill-uri. Ah. Hai că l-au pus ăsta din stânga, ești nebun la cap. Oh, ce headshot te-am dat, ești nebun la cap prin smoke, băieți. Hai, brotherilor, nu vă băgați și voi game sense-ul că aveți taguri, ești nebun la cap. Vezi că Bemin ăla nu Bemin. Nu știu, l-am văzut punul, mi s-a părut că avea slow walk, dar nu știu acum dacă mi s-a părut sau nu, dar slow walk, ești nebun la cap pe matchmaking, băieți. Aoleu, aoleu, ăsta cu picul lui mi s-a părut ca tot așa un pic cu slow-ul, cu asta rămâne de văzut. Chiar ar fi o idee să-mi bag și eu la config-ul meu de legit slow-ul, adică, nu știu, ar fi o idee destul de șmechiră, dar nu mi-am băgat. Hai, brodere, dăm pic, brodere, dăm pic. Ah, băga mea, așa am dat prefire prost. Bine, ce
cap, i-am dat ăla cu Game Sense, Orănaru. Dar chiar mi se pare nume de, nume de român ăla. Orănaru, cu aia, hai că Orănaru, dacă e am și-o pe română, oandule, ce părere aici, nebun la cap. Aici noi și noi oraș pe B. Mamă, dacă fac 100 scor în toate meciurile din seria asta, chiar ar fi tank, dar nu știu dacă o să pot chiar în fiecare meci, că na, acum suntem mai mulți codați în echipă și nu cred că o să apuc eu să fac olărit cu Brad Pist. Cu Brad Pistea. Incredibil. Hai mă, oraș pe băieți, incredibil. Raul Duica face 2 kill-uri pe Venk, că vreau să dau, vreau să dau un wallbang. Ah, băgame, aș n-am putut să-i dau wallbang. Am vrut și eu un wallbang de la corect și n-am reușit. Unui ladder room, stai că mă duc eu acum să-l omor. Băi, chiar vreau mă să fac, să nu știu mă, să mă baneze acolo, să-mi scrie convited by Overwatch pe contul ăsta. Și chiar o să fac episod special când o să-mi iau banul, deși nu știu dacă o să-mi iau prea curând bani, că nu știu, eu prevăd că contul ăsta o să aibă vreo 100 de win-uri, o să aibă global, așa, frumos, niciun ban. Oricum, după aia când o să rancăm what money, când o să rancăm în orice caz, se bat spin oriunde, să văd cum reacționează, ia fen. Eduard 22. Ia dați-mi un SSG cu aia, să-mi bat spin-ul oriunde, că-s curios cum reacționează, dacă își bagă și ăla spin-ul sau așa, mersi mult de tot. Ia, lăsați-mă singur pe ea. Stai că vreau să-mi iau, vreau să-mi iau un, vreau să-mi bag oriunde așa spin-ul, să vedem dacă se enervează băieții sau nu. Ce zic cu aia singur, Hai, chiar-s curios. Ia. Bam, ah, i-a dat miss cu aia, era să mă moare ăla, legit, ok, unul mort, doi morți, hai să vedem, chiar-s curios dacă își bagă și el spin-ul sau e legit și și-a pus și el clantagul ăla de game să se creadă băiat interesant, e nebun la cap, 3 kill-uri băieți. 4. Ba, și-a băgat spinul, ești prost, se învârtea. Parcă se învârtea, nu știu ce să zic. Mi s-a părut că se învârte, ești prost. Orănaru, frate. Gata, un James Mogvoi ăla, da, gata, bă băieți, a dat abandon, ești nebun la cap. Oriunde a trebuit, oriunde mi-a trebuit. Surrender, da, cred că s-o dea surrender, nu? Nu mai pot să joc, am jucat deja 2 meciuri pe contul ăsta, brother, și pe contul meu nu știu, aș intra de mâine, că dacă a zis Don Kazi, vag, voi, eu nu joc, frate, îmi pare rău. Pe contul meu joc doar când e 100% safe, brother. Da, vedem, poate mă joc. Hai să văd dacă și-a băgat ăla spinul sau nu cu aia, că mi s-a părut că are spinial. Hai că și-a băgat spinul, dacă ești nebun la cap. Bă, fraților, din păcate ăsta n-a fost. Am rankat cu aia, am rankat. Ai rankat? Ai făcut ce ai făcut? Ce da. Ai? Ai făcut MG1. Nice. Stai mă cu aia, cum ai făcut? Ce mă? Gol nu va, da, așa, doamne, nu te vedeam care ești. Bă, fraților, am luat și al doilea cooldown pe al doilea episod. Vă de acum încolo în episoadele până facem 10 win-uri o să facem câte. Bine, cred că 2 meciuri pe episod o să facem cam cam pe orice episod din seria asta, pentru că na, vreau să fie și cât de cât șanse să intru la Overwatch, că dacă joc doar un meci și îl joc așa cu full timp și mi-au doar 5 reporturi pe episod, nu o să fac nimic, adică e ca și cum aș juca și ai încerca să nu îți iei bani, dar eu chiar vreau să-mi iau bani pe contul ăsta, sunteți nebun la cap. Vedeți că în fiecare meci de până acum numai peste 100 scor. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, dați și voi acolo un like, să facem 1000 de like-uri. Nu uitați că aveți config-ul meu de Never Lose în descriere în caz de vreți să jucați și voi cu el. Ziceți și voi ceva, bă, băieți, așa de încheiere. Ian și Aerozin Cristale Snippet.